La drum, prieteni, suntem pe o zonă de serpentine. Aș vrea să fiți atenți dacă veți pleca în călătorie și aveți câinii cu voi. Întotdeauna aceste serpentine ne fac viața grea. Dar dacă nouă ne fac viața grea, gândiți-vă cum sunt ei acolo în spate, fiind dintr-o parte și în alta căsuței lor. Acești cățeluși trebuie să se echilibreze și ei înăuntru în cușcă. Dacă insistați să mergeți cu viteză și nu țineți cont de ceea ce simt ei, de ceea ce resimt ei de fapt acolo în spate, veți avea surpriza ca a doua oară să nu le mai placă în călătorie cu voi, să nu își mai dorească să fie acolo în cușcă sau acolo în căsuța din mașină, cum spuneam, pentru că toate senzațiile sunt neplăcute. Sunt câini care au rău de mașină. Vă recomand să folosiți anumite pastile care le mai relaxează un pic creierașii la drum. Aveți grijă, mergeți lin, uitați-vă la drum și cu gândul întotdeauna că aveți niște parteneri patrupezi extraordinari de călătorie. Și a venit momentul bine așteptat al popasului. După 2-300 de kilometri de mers în continuu în care căței au stat în siguranță în cuștile lor, cum le spun eu, căsuțele din interiorul mașinii, am ajuns la una din destinații. Una din destinații fiind muntele, dragul nostru munte, unde ne întâlnim cu natura și este momentul în care le dăm drumul acestor pițigoi, pentru că, după cum observați, sunt bine, sunt relaxați, n-au decât să iasă, să respire un pic de aer curat. Primul este Takeo. Dacă ați observat, am lăsat aici această păturică, tocmai ca să protejez aripa, să nu fie zgâriat atunci când coboară sau când urcă, am vorbit de asta mai devreme. A doua este Tim, cățelușii sunt eliberați, numai bine. Ne ducem la al treilea pițigoi, pentru că are și el nevoie de mișcare și, cum spuneam, el iubește, precum ceilalți doi, expediția. Liber! Momentul de libertate în care ne ducem să ne plimbăm. Ce urmează? Urmează să plecăm în expediție perpedes. Hai, liber! Mergem, am terminat plimbarea noastră, expediția, ne ducem mai departe, avem drum lung de făcut. Hai, copii! Haide! Bun! Mișcările ritualice de care vorbeam, lăsăm păturica, se urcă cățelușul, o închidem pe timp frumos, deschidem lui Takeo, hai! Sus, Takeo! Haide! Fiecare în căsuța lui,
strâns păturica care protejează atât de bine această parte a mașinii de care vrem să ne bucurăm fără zgârieturi atunci când urcă sau coboară. Am mai vorbit despre asta. Ne pregătim de plecare. Ne revedem la următorul popas.